Dragi telespectatori, aș fi vrut, deși este foarte târziu aici în America, am ținut foarte mult la faptul că, aflându-mă în această casă frumoasă, să vă arăt câteva lucruri legate de design. Mobila care a fost luată din Beverly Hills, dar este italiană, este o bibliotecă foarte frumoasă și foarte elegantă, totul făcut cu foarte mult bun gust, inclusiv această chiuvetă mi-a plăcut foarte mult, care e absolut specială. Cum arată și acest tablou cu tigrulețul, care pe mine m-a impresionat foarte mult. Pahare de cristal, foarte multe cărți, enciclopedii și eu știu, aici sunt volume despre legile din America. Putem vedea aici o plasmă foarte frumoasă, foarte multe bibelouri cu mult gust, dacă le putem desface. Uitați aici niște bibelouri foarte frumoase, care arată splendid. Un bibelou, nu știu ce preț are, dar nu mă putea foarte mult aceste bibelouri. Elefanțelul și tot felul de lucruri frumoase. Acesta este Bran. Puteți să-l vedeți pe Bran. Avem aici altă zână și tot felul de bibelouri remarcabile care arată splendid și acești peștișori și această cântăreață. Zâna aceasta care foarte frumoasă. După cum vedeți, scrie că este făcută de Vittorio Sabatini. Deci toate aceste bibelouri de marcă. Aici puteți vedea această plasmă, această bibliotecă furnizată, foarte, foarte frumoasă și de calitate. Iar sus avem câteva animalițe împăiate, care sunt foarte scumpe, nu dăm numele. Acesta este un tigruleț împăiat, care este chiar un tigru adevărat, dar împăiat. Acolo sus avem și papagai, și pui de struț. Deci arată așa ca la vânătoare, acest colț frumos. Aici avem un șemineu foarte frumos și niște, acolo sunt niște pui de struț. Aici avem un șemineu cu focul care arde, e un pic cam rece afară în California. Acolo avem niște statuete Rembrandt foarte frumoase și foarte scumpe. Nu putem să dăm nume și cifre, nu ne permitem așa ceva, dar am vrut tare mult să vă arăt cum arată un adevărat, să vedeți cum arată un adevărat living. Acolo sunt niște fazani împăiați. Aici este o cameră care debordează a frumuseții din pădure, cocoș de munte, pui de fazan, încă o statuietă, Belly, scrie pe ea, este o statuietă Belly. Aici mai avem lucruri Gallery Collection. Vedeți ce frumoasă este canapeaua și mobila, canapeaua de piele, foarte încrustată și foarte elegantă. Aș vrea să mergem mai departe să vă prezentăm această bucătărie albă și foarte frumoasă cu aceste cristaluri de Murano. Un cristal de Murano avem aici. Aici este o bucătărie cu unde se servește masa. Ne-am servit și noi masa la o masă atât de frumoasă. Puteți să vedeți bucătăria,
și biblioteca din bucătărie. Este absolut utilată cu tot ce înseamnă frigider și absolut tot făcut cu mult bun gust după ideile domnului Rădoi. Aici pe hol avem niște picturi speciale. Este frumos și acest șemineu de aici lângă mine, cu oglinda de lângă el. Foarte frumos și acest șemineu, focul care arde și face căldura. Este o temperatură foarte, foarte bună aici în casă. Aici avem o baie care e foarte, foarte frumos pictată, specială, este o baie de damă. Arată foarte bine. Cu oglindă din cristal. Și cu niște picturi speciale pe pereți. Vreau să vedeți această pictură inspirată parcă din Grecia antică, cu Cleopatra din film și cu îngerii care erau la acel moment. Aș vrea să mergem pe hol și să vedem acest hol frumos, să ne ducem într-un alt living. Să vedeți aici aceste cristale foarte frumoase și acest șemineu alb și acest perete îmbrăcat în lemn după modelul lambriu, după modelul de la Casa Albă. Tare frumos e aici. Acestea sunt niște scaune Versace. Foarte frumoase. Foarte elegante. Haideți să vedem, să ne permitem să mai vedem aceste aceste bubelouri care sunt Vittorio Sabatini. Mobila este din Italia și este Marzorati, așa se numește. Mobila Marzorati, foarte scumpă. Mi-a place să vedem și aici. Pentru mine au fost foarte frumoase aceste tablouri, sunt extrem de scumpe și de elegante. A creat un imperiu, practic este o persoană deosebită cu un suflet minunat care a ajutat foarte mulți oameni. Vă urez succesul, faci foarte multe sacrificii în familie și să ai foarte multe renunțări. Este o meserie pe care puțini o practică pentru că marea majoritate, mai ales în România, economia este la pământ, este greu de rezistat, dar ne bucurăm pentru faptul că avem peste hotare personalități care au reușit în domeniul comerțului, de exemplu, și care sunt un exemplu pentru tânăra generație, pentru tinerii din ziua de astăzi care nu găsesc un loc de muncă sau pentru faptul că nu știu de ce să se apuce. Mă simt onorată să mă aflu în casa dânșilor. Am discutat pe parcurs despre toate proiectele pe care le-a făcut, dar mai sunt câteva lucruri foarte frumoase pe care aș dori să ni le spună despre simplitatea copilăriei. Fiecare personalitate care a venit în emisiunea noastră a vorbit despre unde s-a născut, despre copilărie, despre joaca din copilărie, despre lucrurile simple și despre
amintirile care e esență. Am văzut aici niște lucruri extraordinare, minunate, despre care vom vorbi, doar stricte despre copilărie. Foarte stricte, pentru că, vedeți dumneavoastră, oamenii cesul, nu spun că Doamne ferește uită de unde au plecat, dar pur și simplu uită amintirile copilăriei, care sunt atât de frumoase, și aș vrea un pic să treceți în extrema aceea de a vă aminti pur și simplu cum a fost copilăria dumneavoastră până să ajungeți aici. Eu bănuiesc că copilăria copiilor dumneavoastră a fost plină de bucurii, de jucării, dar poate că, nu știu, la momentul respectiv în România, poate țara noastră nu vă oferea atât de multe lucruri, nu? Familia mea m-a oferit multe lucruri. Eu am fost foarte înspăriți în țară, deci am avut cam tot ce am avut. Și mi-a plăcut copilăria mea până la 19 ani în România, mai ales am locuit în Caransebeș, lângă Timișoara. Am fost un băiat care, mămica întotdeauna mă căuta unde sunt, că mergeam să mă... Îmi plăcea foarte mult boxul, îmi plăcea să găsesc câte un coleg să mă bat cu el în fiecare zi. Din cauza aia, când am ajuns aici în America, m-am plăcut foarte mult să-l cunosc pe Oscar de la Hoya, pe Mike Tyson, pe boxerile aici. Ați văzut unde v-a dus viața? În copilărie am avut foarte mult fun pe baza asta. Chiar dacă nu găseam pe cineva să mă bat, o făceam eu să bate cu mine. Păi și băteați și le luați și banii, nu? Mai luam și eu bătaie, nu numai eu băteam. Am niște semne care am mai luat și eu bătaie. Deci ați fost pasionat de box? Am fost foarte pasionat de box și îmi plăcea să plec așa în excursii. 15-16 ani mă urcam din tramvai în tramvai și mergeam până în Constanța, mergeam la mare. Și părinții mă căutau și nu mă găseau pe unde sunt. Le mai furam ceva bani de acolo și plecam. Am avut la fan, îmi plăcea viața asta libertină și mămica săracă plângea. Tot timpul unde-i, mie îmi zicea în România, Leițu. No. Mă cheamă Nicu, Nicolae, de la Cartea Picu, dar bineînțeles am avut fan și am ajuns uite aici în America ca să cunosc niște boxeri și am avut ocazia să am o casă chiar lângă Oscar de la Hoya și cunoscându-l pe el, fiind cu el de mai multe ori ne-am întâlnit și am fost la el acasă și am avut ocazia să fiu și pe ring cu el. Ne-am împrietenit foarte mult, care prin el am mai cunoscut și alții stari de aici din Hollywood. Și în rest m-am ocupat cu munca și tinerețea mea nu pot să zic că nu m-a plăcut, pentru că am avut foarte mult fan în România. Aici, în America, doar muncă. Am înțeles. Deci, până la urmă, în România, copilăria a fost foarte frumoasă. Pentru mine, copilăria a fost în mine. Vă mai amintiți ceva despre primii pași pe care i-ați făcut la școală? Despre ce nebunii făceați la școală? Nebunii? Gagicile. La anii aia, ce puteai să faci decât să... Mă gândesc pe la clasa întâi, a doua, bănuiesc, că nu fetele erau primordiale. Clasa întâi, a doua, nu mai țin minte, pe clasa întâi, a doua, nu, eram băiat cu minte, sunt sigur. Da, cred că după clasa a șasea, în sus, am luat un pic mai... mai spre zburdărnicie, ca să spun așa. Zburdărnicie, da. Da, spre adolescență. Ce vreau să vă întreb... În familie ați fost creștini, credincioși, mergeați la biserică? Vreau să zic că am fost crescut într-o familie de creștini, baptiști, și bineînțeles că educația mea și personalitatea mea și creșterea mea și 7 ani de acasă întotdeauna au fost, pentru că
să crești într-o familie de creștini o binecuvântare. Întotdeauna voi mulțumi părinților mei pentru creșterea și înțelepciunea de a-mi primite de la ei. Aveți frică de Dumnezeu? Bineînțeles. Păstrați cu noastră în suflet, nu? Întotdeauna, dar mai facem și greșeli și trebuie să ne dăm seama și altădată ne mai suntem pedepsiți și trebuie să ne dăm seama și să luăm pe primul bun. Mergeți la biserică, mergeți la slujbe. Ați mers? A fost problema mea un pic mai mare, inunde familia mea niciodată nu a fost happy cu mine din cauza că nu prea aveam timp și mergeam poate o dată sau de două ori pe an la biserică. Mai mult m-am ocupat cu munca și cu lucrurile materiale, deși e bine să petreci, dacă poți, și cât se poate la biserică și să dai timp și pentru Dumnezeu. Cred că puteți să aveți o relație frumoasă cu Dumnezeu și doamna asta de acasă. Bineînțeles că se poate de oriunde. Cum ar fi poținut și... Oamenii ne-au spus lucruri foarte frumoase despre dumneavoastră, că ați ajutat o mulțime de cauze umanitare și aș vrea să punctați, poate un pic așa, nu neapărat sub o formă de laudă, dar să punctați așa câteva lucruri frumoase pe care le-ați făcut. Dumnezeu le vede mai bine, nu? Și ne vede pe fiecare ce face. Da, lucrurile astea, într-adevăr, întotdeauna le-am ținut secrete, pentru că dacă faci ceva pentru Dumnezeu și nu trebuie să te lauzi, dar pot să spun în câteva cuvinte că știu că și soția, cum eram căsătorit, am fost în fiecare an în țară și am ajutat foarte multe feminate din partea Ucrainei, unde erau sate care nu aveau nici apă, nu aveau băiune să facă duș și chestii din astea. S-au făcut multe lucruri pe care soția le-a amenajat acolo cântând ca să poată să aibă și apă, să nu mai meargă la un râu și unde mergeau să-și facă duș sau să-și aducă apă. Și, bineînțeles, au fost multe lucruri în viață pe care nu le voi spune și fiecare care dă din inimă. Da, e un lucru foarte frumos pe care l-ați făcut și suntem convinși că veți mai face astfel de lucruri. Aș fi vrut să vă întreb despre frații dumneavoastră, mai aveți doi frați. Da, doi frați. Mănica și-a vorit o fetiță. Da, ești. Trei băieți. Și am zis, stai liniștite că ți-aduc eu și am adus trei. Trei fete, nu? Am înțeles, dar cred că nu știu, regretați că nu aveți un băiat. Poate vine, nu se știe. Nichi, ca pe dumneavoastră. Nichi Junior. Nichi Junior. Deci totuși, mă bucur. Am fost trist, dar când ajungi să îți vezi copii, nu contează că e fată sau băiat. Chiar am fost foarte bucuros de copiii mei și sunt și foarte fericit pentru că toți crescuți sub mâna lui Dumnezeu și sunt niște copii de milioane și chiar vreau să le transmit în partea mea că iubesc în continuare. Suntem convinși. Domnul Nică, aș fi vrut să vă întreb cât de mult păstrați legătura aici în America cu comunitatea românească? Păstrez, nu vreau să zic că sunt prea mult involvat cu comunitatea românească din cauza business-ului pe care l-am și sunt mai mult involvat cu business-ul și cu foarte mulți americani cu care lucrez, dar am început să iau legătura cu comunitatea românească mai mult pe la întâi. Am înțeles pentru faptul că... Și eu niște mici părere și mai mare și am văzut acolo, practic, un lucru. Pariu împreună. Am înțeles.
înțeles, am înțeles. Serviți la Paris mâncare românească pentru americani? E o promovare, sunteți un adevărat, puteți să fiți un adevărat ambasador, ca să zic așa. Vezi, mâncare românească, credem, deci nu știu câte lume. Sarmalele? Orice. Am înțeles. Ce se gătea în casă? Oricine spune mama e cea mai bună la cum face mâncare și mănâncă întotdeauna a făcut. Soția mea are numai mâncare rapidă. Care e foarte dulce, ceva dulce și cu dulce. E... America are mâncare bună, you know, dar întotdeauna își dorești mâncarea românească, sarmale. Dorul de acasă. Mămăliga. Dorul de acasă, mămăliga noastră. Pomana porcule, am înțeles. Deci, indiferent ce bunătăți veți mânca prin întreaga lume, să știu, caviar, totuși vă amintiți de pomana porcului, nu? Sunt restaurante fine, în loc de timp sunt în ele. Am înțeles. Ce am vrut să vă întreb este legat de faptul că ați spus acolo că aduce și tineri din România. Chiar vom lucra foarte mult la chestia asta, pentru că acum suntem în creștere, suntem împreună cu un businessman care să începem să ridicăm business-ul tot mai sus și cumpărăm tractor mai multe. Și o să angajăm foarte mulți șoferi care aici în America, dacă vrei să angajezi oameni de aici din America, ei lucrează legal, 8 ore pe zi. Știi cum sunt noi din România? Muncim. De-aia vreau să aduc aici, dacă vreau să muncească. A, e lucru foarte bun. Ocazia să facă școală, am încercat să aducem. Chiar mă bucur să dau oportunitatea românilor să vin aici în America și să pot să le dau un job și să pot să le ofer o școală ca să poată să ajungă la o meserie și să aibă și un job și pot pe mine în business să mă ajute foarte mult. Am să vă dau o idee, că în România, la ora actuală, mai sunt acele facultăți politehnice care sunt de are din România, pregătesc foarte mulți ingineri care nu au niciun fel de loc de muncă pentru că în România nu mai sunt fabrici, nu mai au ce munci, nu mai fac mașini, nu se mai întâmplă absolut nimic bun. Și puteți să vă orientați către aceste facultăți care pregătesc ingineri. Vă spun asta pentru că am rămas impresionată de un gest pe care l-a făcut un evreu de la Miami. Noi am făcut acea gala a celebrităților unde am adus în atenția publicului partea de informatică. Și acel evreu a făcut facultate și în România și s-a dus la facultatea de informatică și a adus 50 de tineri studenți care au absolvit foarte buni la Universitatea București și i-a dus în America, i-a ajutat să se integreze și să-și facă locul de muncă și mâna de lucru pe care a adus-o cu acești studenți l-a făcut să crească foarte mult în business-ul dumnealui. Deci noi vă dăm o idee frumoasă să vă orientați către ingineri, pentru că sunt convinsă la ce companie bine pusă la punct aveți dumneavoastră și ce job frumos aveți. Eu cred că acești studenți ar fi foarte încântați să aibă oportunitatea de a lucra în America. Chiar să lucrăm în România că putem și ne pică bine, am și nouă și lor să facem ceva împreună. Încă în România se mai pregătesc ingineri, dar din păcate nu mai au ce lucra. Este o facultate care cu timpul se dea Dumnezeu să mai reziste, dar și fratele meu este inginer tecemist și de aceea vă spuneam că acolo studiază foarte mult despre mașini și despre ceea ce face dumneavoastră. Eu vă doresc succes și din acest punct de vedere aș vrea să mai discutăm un lucru foarte frumos. Aici în America noastră ați avut foarte multe contacte cu foarte multe personalități din toate domeniile și vorbiți-ne despre câteva întâlniri care v-au marcat. Deci cele mai importante pentru mine întotdeauna au fost nu că m-am întâlnit cu niște stari care doar am avut un pic fun. Pentru mine cel mai important a fost business-ul care am avut întâlnit cu oameni foarte mari, oameni grei, oameni care
sunt foarte puternic și unul dintre ei care îl cunosc merge cu poliția în față și în spate. Este un om foarte mare, un guvernator, este oameni cu care... Dar sunt foarte mulți business people pe care el, de ce nu vreau să-i spun numele, este pentru că oriunde a fost, nu a lăsat aparatul sau telefoane. Orice pari care l-am avut sau unde am fost, el e foarte private. Și chiar am avut o dată un pari cu român și l-am dus și la restaurantul românesc. Și eu plătit banul ăla care făcea fotografii și rugat acasă că nu are voie să facă fotografii. Un gest. Un om foarte puternic, un om, nu vorbim de milionar, vorbim de billionaire și oameni mari. Și bineînțeles, asta e o plăcere de a întâlni oameni ăștia și de a face business cu ei și de a fi lângă ei. Pe lângă el sunt mulți alții care fac business, care sunt milionari, billionaires, care am ajuns la niște contacte foarte puternice cu oameni care mă mândresc și mă bucur eu să fiu lângă ei, pentru că eu nu sunt la nivelul lor, dar sunt și mă bucur că sunt lângă ei. Din partea artistică, pe cine apreciați? Artistic, pentru mine a fost doar fan, cel mai apropiat a fost astăzi de la Hoia, care întotdeauna m-am bucurat când am fost cu el. Chiar ne-am jucat și biliard, întotdeauna am avut mai multe ocazii de a fi, am ajuns foarte aproape, am fost și la discoteca împreună și mai multe locuri. El a fost mai apropiat cu mine. Rest, bine, l-am mai cunoscut alții. Dar cu Michael Jackson ați avut un prim contact? Am avut un contact cu el. Chiar am niște lucruri luate împreună în același magazin. V-ați întâlnit cu el acolo? Da, m-am întâlnit cu el. Ce coincidență! Asta se întâmplă pe la Hollywood. Da, deci am avut ocazie și la mormântarea lui am fost la el acasă. Mai mult nu pot să zic, nu prea am avut întâlnit cu el, o singură dată m-am întâlnit cu el. Și în rest știu mai multe despre el și am ajuns să fiu și la el acasă. Domnule, v-ați gândit vreodată să intrați în politică? Politica americană, nu românească, nu știu, în România cred că nu v-ar... Vă pasionează? Mă pasionează când mă lupt cu un democrat, eu sunt republican. Am înțeles. Ne batem ca cu toții, nu? Am înțeles. Nu mă las până nu-l conving să treacă de la democrație la republican. Eu cred că aveți și ceva prieteni democrații. Sunt destul, mai ales în Europa. Am înțeles. Ce proiecte de viitor mai aveți? Proiecte de viitor... Vacation. Am înțeles, acum plecați într-o mică vacanță. Viața mea că am trebuit să meargă mai mult spre vacation. Trebuie să vă dimiți. Destul, am muncit foarte mult în viață. Dar voi munci în continuare. Hai că nu are 70, Doamne, să nu crești foarte. Și în zi de acasă are nevoie de bani. Este un om foarte înstăit, un om foarte bogat, dar nu se oprește, pentru că spre familia noastră, ne place să muncim și prin muncă poți să ajungi oriunde. Fără muncă n-ai cum să ajungi. Sunt mulți care vin aici și crede că totul s-a făcut într-un minut. Să pute bani și vin bani. Este prin muncă foarte grea și poți să ajungi. Dar nu-mi plac oamenii care îmi zice la un job. În job nu faci nimic, trebuie să muncești. Vreau să te sacrifici și vei ajunge departe. După modelul Donald Trump, vorbiți dumneavoastră aici, am reușit să-i citesc cărțile. Tatăl nostru trăiește în America, nu? Da, trăiește în America. S-a mai întors vreodată în România? Da, s-a întors chiar după Revoluție, s-a întors în România și o să le dau un tape pe care l-a avut în Timișoara, unde s-au răstâns mii și mii de oameni. Să aud convorbirea lui, pentru că el a fost un om foarte cunoscut în țară
făcând parte de la ARV, la un canal pe care... Interzis. Da, în România, libertatea omului și normal, poate chiar de la emisiunile pe care au fost difuzate în România, au ajuns să facă și revoluția, pentru că oamenii au început să se trezească și să vadă că nu este o viață fără libertate. Dar acum România trebuie să înțeleagă, să știe cum să păstreze libertate și să nu take advantage. O să mai dureze, dar o să ajungă la un nivel ca și restul nu mai trebuie un pic până. Deși tatăl nostru, personalitate și un fenomen cu care trebuie să stăm de vorbă. Da, taicu-mii chiar îți doresc să stai de vorbă cu taicu-mii. El are istorie întregi. Ce povestit? Politică, nu trece nimeni. Am înțeles. E numărul unu, nu? Aș fi vrut să vă mai întreb, mi s-a părut un proiect deosebit, construcția acestei case și fabulos de-a dreptul. Am reușit să filmăm exteriorul, sperăm să ne dați voie să filmăm puțin și din interior. Mă spuneți un pic despre acest proiect, a durat foarte mult, nu, eu știu modestia dumneavoastră, probabil, dar așa în câteva cuvinte, cât de greu v-a fost? O să rămâneți singur să înțeles. O să vă las aici, să filmați toată noaptea, dar eu va trebui să plec în seara asta, trebuie să-mi fac bagajul și va trebui să fiu cu Adrian în dimineață. Dar, bineînțeles, la casa asta s-a pus foarte multă muncă și energie. A durat foarte mult, 10 ani a durat să construim tot aici și de la perdele și până la cel mai mic lucru care îl vedeți în casa asta, cum o să filmați, a fost design by me și, bineînțeles, am mai avut pe cineva din Beverly Hills care mai ne-a ajutat un pic, dar eu am un vision așa și tot ce casă care am și am avut-o, am demolat tot sau astea fost construite, dar alte case care le-am avut, le-am demolat până la 2x4 și au fost făcute după gustul meu. Care sunteți pasionat de designul interior? Foarte pasionat, toată lumea zice începe și fă designing, dar niciodată n-am vrut să fac asta decât pentru mine. Ați fost la office la mine, scuze-mi și office-ul, dacă ați fost atent, tot de mine a fost design. Mobila, practic, a fost importată? Toată mobila am luat-o de la un store din Beverly Hills, Pirelli 2000, care a fost importată din Italia și când mergeți o să puteți vedea mult când avem și Versace pe aici. Mobilă foarte bună, cu calitate foarte apreciată. Și o să aveți timp toată noaptea să jucați cu camera. Dominic, aș vrea să mulțumim unei personalități pentru acest interviu. Pentru că, practic, noi emisiunea am făcut-o cu ajutorul dânsului prin prisma faptului că e greu să venim aici în Statele Unite să facem astfel de emisiuni. Cam nicio televiziune între își permite chiar așa de ușor să traverseze oceanul și să vină. Dar haideți să-l invităm aici pe Daniel, pentru că el este cel care a ajutat la realizarea acestui frumos interviu cu dumneavoastră. Noi altfel nu aveam ocazia să vedem niște lucruri atât de frumoase și să vedem un român care a ajuns să facă lucruri așa de frumoase, chiar și pentru românii noștri, să ajute și să creeze locuri de muncă. Bună, salut! I love you! Servus! Bine ți-am găsit! Bine da, da! Mulțumesc! Ce bine arătați, ce frumos sunteți! Daniel, cum v-ați cunoscut? Vreau să-l avem pe domnul Nic chiar și la gală, dar uite că n-am avut această onoare. Da, am lucrat împreună în 2005-2006 cu transportul Foreign States, 48 de state, New York, California.
Tot a fost ea. Totul a fost ok? Da, totul a fost ok, ea. Da, este un business foarte greu, dar foarte bun și foarte profitat. Era nice, ea. Am ajuns la 2-3 trocuri, tiruri, ea. A fost ok. Deci ca să înțeleagă România, da. El avea traturile lui, business-ul lui, care încălca marco de la mine. Ia, el era broker. Da. Îmi plăcea deci mult. Nu era angajatul meu în office, dar... Ia. Îi dădea marco să meargă la mine și înapoi. Ia. Un lucru foarte frumos, că doi români care au plecat peste... Așa, deci... care au plecat peste hotare... Au păstrat legătura. Sunt foarte puțini români care se înțeleg bine și au o prietenie frumoasă și solidă. Mă bucur că, uite, puteți să aveți foarte multe proiecte frumoase împreună, probabil și pe viitor. Și în acest fel ajutăm România, promovăm România, promovăm imaginea României. Faceți parte din imaginea României. Sunteți niște români de succes cu care noi ne mândrim. Sunteți niște oameni demn de urmat pentru generația viitoare. Și mă bucur că nu ați uitat niciodată, mă trec lacrimile așa, de unde ați plecat? Niciodată. Nu. Prieteni together. Chiar mă friends bucur together, suntem alături de țara noastră. Chiar mă bucur pentru faptul ăsta, că întotdeauna am știut cum să mă comport și niciodată să nu de unde am plecat. Niciodată nu am lăsat purtarea mea să fie deosebită. Din nou, că sunt o mică bărnă, sunt la același. Exact. Și dacă eu sunt mai înalt sau ceva. Da. Dragii noștri, Daniel până la urmă a ales actoria. Acum trebuie să-i întorci tu respectul domnului Nick. Cine știe să-l faci tu pe dânsul actor să-l atragi într-un film bun și într-un proiect bun și să întorci respectul pe care ți l-a acordat. Da. Puști avem. Trage, trage bine cu pușca. Am înțeles. Arată bine. Uităm o noapte gestă. Ia să vedem un prim proiect în România. Da. România are nevoie de oameni mari așa ca mine. Da, cum? Nu sunt prea mulți așa mari. Nu? Da, cum facem că, uite, sunteți prieteni buni și Daniel a făcut campanie pentru democrați, iar dumneavoastră sunteți ca republicanii. Deci, care-i treaba aici? Cine pe cine trage în stânga și în dreapta? Eu vreau să-l trag pe el, dar și el pe mine. Trebuie să vii de partea lui George Bush. Am înțeles. Aici e o problemă. Am înțeles. Tot prieteni suntem și tot prieteni rămânem. Chiar dacă, indiferent de concepția. Lasă că dacă stai lângă mine, sunt convins că te vei schimba. Am înțeles. Să vedem. Vedeți, dragi telespectori. Facă republican, dacă eu nu-l fac, taică nu-l fac, sigur. Îmi place de taică tău, I love you. Atunci ne întâlnim la un interviu și cu domnul Rădoi. Mai are casa, în Moreno Valley. În Texas, stăteți. Acum a plecat la Texas. Da. El era la Moreno Valley. Ia, și cu fratele lui, cu Peter. Da. Am înțeles. Ia. Un lucru foarte frumos, oameni de succes. Mulțumim, Daniel, pentru acest interviu. Aș vrea ca domnul Rădoi și tu, bineînțeles, să faceți niște urări tinerilor de acasă și românilor în mod special și să dați niște sfaturi tinerilor. În România e o situație destul de precară în domeniul carierei. Deci nimeni nu prea știe încotro să o ia și cred că pentru faptul că ați trăit și trăiți American Dream, să dați formatul emisiunii noastre, așa este, fiecare personalitate să dea un sfat tinerei generații și tinerilor și oamenilor din România și, bineînțeles, să salutați țara noastră. Mai întâi, domnul Nic. Sfatul meu pentru oricine care își caută de lucru, am dat la mai mulți și voi da și acum, este dacă vrea să lucreze și place munca, va găsi job, dar sunt foarte mulți care au pretenții deja înainte de a începe. Eu cum am angajat atâția oameni, cel mai mult m-au plăcut oamenii care au cerut job și nu au întrebat niciodată altceva decât și-au dorit un job. Eu întotdeauna când m-am dus să-mi caut un job,
scopul meu a fost să-mi dea jobul. După ce ai primit jobul, te pui și ales cine ești. Sunt foarte mulți care merg și zice cât mă plătești. Aude o sumă și zice nu vreau să lucrurile astea pe taie de joc. Părerea mea este ca oricine să primească orice sumă privește. Să înceapă și să arate cine este. Până nu ajunge să demonstreze cine e, ce poate să facă, ce calitate are, ce personalitate are. Când își arată personalitatea, calitatea, munca. Puterea de muncă. Puterea de muncă. Persoana care l-a angajat, îi spune eu, niciodată nu va lăsa. Îi va mări salariul și dacă el știe că este un om foarte bun, poate să-i ceară și două săptămâni, o lună, frate, uite aici, acum mă cunoști, atâta vreau. Nimeni nu o să-l lase dacă este bun. Asta a fost scopul meu întotdeauna când m-am dus undeva. $3 dacă îmi dădea la oră, acceptam, pentru că vreau să văd cine sunt, ce pot. Și dacă faci lucrul ăsta, vei găsi job oriunde. Dacă mergi și întrebi cât costă sau cât nu plătești, nu o să-ți mai găsească job niciodată. Prima dată trebuie să demonstreze cine e. Am înțeles. Aș vrea să dați, să salutați, nu știu. Eu iubesc România și sfatul meu este fiecare să-și iubească în primul rând familia și să-și iubească prietenii și toți și lucrurile vor merge mult mai bine și chiar doresc să mă reîntorc în România în vacanță în fiecare an dacă pot. Întotdeauna am iubit-o și voi iubi România, dar mi-a luat 27 de ani să ajung primată în România după ce am plecat din cauza muncii care am avut-o și timpul care nu l-am avut ca să pot să merg undeva. Dar mă bucur să văd români că vin la mine în casă și întotdeauna mă bucur când am români în jurul meu. Vreau să vă întreb, ați investit în țara noastră în acest moment? Investit și am reușit acolo și trebuie să fie acolo ca să poți să meargă ceva. Deocamdată nu știu ce voi face pe parcurs, vă pot da mai multe informații deocamdată cu România, nu știu dacă mai o să investesc. Am avut ceva investiții și nu m-am mers business. Salutați românii de acasă! Cu toți românii și vă iubesc și iubesc mâncarea românească. Am înțeles! Și tu, Daniel, salută România și românii de acasă! Da, și eu tot la fel, salut românii, salutăm România, vă iubim și, cum zicea Nic, la tineri le spunem să... Deci, suntem probabil... Dă-le sfaturi! Am plecat de mulți ani în România și eu și Nic, 20-30 de ani. Muncă multă. Ia. Luați o învățătură de la niște oameni care au plecat și umblați în lume, vorba aia. Multă muncă. Și... Lăsați ieșitul în oraș. Da. Două, trei geaburi. Da, aici așa lucrăm și noi, două, un trei geaburi, nu faci nimic. Ne distrăm în weekend numai, nu toată ziua, cum poate vă distrați voi. Să fiți persistenți, să aveți personalitate, asta contează de mult și, cum zicea Nic, despre muncă, niciodată n-am întrebat, exact și eu am făcut la fel, n-am întrebat niciodată dacă m-am dus la undeva să lucrez, cât îmi dai, sau la o producție de filme, chiar e rușine să zici cât îmi dai sau cum la rolul ăsta. O să afli mai târziu, bineînțeles, mai ales în America. Asta e încredere în tine, când știi cine ești și știi... Exact. Că poți face orice, nu te interesează pentru că știi că vei demonstra. Yes. Că te demonstrezi, nimeni nu te lasă să treci. Nu, nici vorbă. Sau dacă te-ai legat de ceva, de un job, un business, du la capăt. Zicea Nic cu... Mi-amintesc când făceam business împreună și duceam cu tirul o cursă la New York, de exemplu, o luam de la
California la New York și poate rețurile în ziua era 6.000, să zicem, un exemplu. Chiar dacă peste câteva ore se ridica rețurile și după aia, că așa se întâmplă, era poate 6.500 sau 7.000. Era intrări la bani acum. Da, dar nu ziceam, men, păi rețurile sunt acum atâta, eu nu mai duc cursa aia, sau că, uite, am găsit cu 7.000, nu. Tu duci rețurile cu câle, lua, tu la ce te-ai angajat, aia faci, duci geabul la capăt. Dacă o să faceți așa și să fiți responsabil și persistent și știți ce faceți, responsabilitate multă, o să ajungeți departe. Dumnezeu să vă ajute, suntem și noi aproape de România, de țara noastră, oricând, vă iubim. And God bless you! God bless you! God bless you, too, my friends! Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați ajutat să realizez acest interviu și această emisiune. Dragii noștri, am să-i cer permisiunea domnului Nic de a vedea această frumoasă casă. O să facem finalul și o să vorbim, o să vă salut și eu de aici din America mai târziu. Dar eu sunt pasionată de designul interior și mi-aș dori tare mult să pot vedea aceste frumoase camere. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și vă dorim călătorie frumoasă și plăcută și multă sănătate familiei tuturor celor dragi, dumneavoastră, numai bine și multe bucurii.